Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, sărbătorită în fiecare an în data de 5 octombrie, președintele Klaus Iohannis a acordat unui număr de 101 școli și licee din țară o serie de decorații prevăzute de Ordinul Meritul pentru Învățământ. Decretul cu decorațiile pentru cele 101 școli și licee a fost publicat în Monitorul Oficial cu o zi înainte de Ziua Mondială a Educației, care a picat anul acesta într-o zi de sâmbătă. Printre școlile și liceele decorate de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Meritul pentru Învățământ 2024 se numără și 3 unități de învățământ din județul Hunedoara. Acestea sunt Colegiul Național Decebal din municipiul Deva, căruia i s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de comandor, Colegiul Național Aurel Vlaicu din municipiul Orăștie, căruia i s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de ofițer, și Școala Gimnazială Hadrian Daicoviciu din comuna Orăștioara de Sus, căreia i s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Ceremonia de decernare a distincțiilor prezidențiale va avea loc mâine, 8 octombrie, la București. Data de 8 octombrie, la administrația prezidențială, vor fi premiate 3 unități de învățământ din județul Hunedoara. Este vorba de Colegiul Național Decebal din Deva, Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie și Școala Gimnazială din Orăștioara de Sus. Trebuie să vă spun că cele 3 unități de învățământ sunt premiate datorită rezultatelor deosebite pe care le-au obținut la examenele naționale. De asemenea, s-au remarcat foarte frumos, cu foarte mulți elevi olimpici, la etapele naționale și internaționale și, în egală măsură, s-au remarcat prin foarte multe proiecte educaționale care au avut un impact foarte amplu în ceea ce privește beneficiarii educației. Îi felicităm cu acest prilej, iată că meritele lor și munca lor este recunoscută la cel mai înalt nivel și le dorim mult succes în continuare. Și în plus se demonstrează că, iată, și la țară, adică în mediul rural, se poate face școală sau educație de performanță. Și, exact, așa este, așa este. Față de unitatea de învățământ din Orăștioara de Sus, chiar avem doar cuvinte de apreciere. Trebuie să vă spun că în fiecare an au obținut rezultate foarte bune la evaluarea națională, dar în acest an, 2024, au avut un procent de promovabilitate de 100%. De asemenea, cadrele didactice se implică în foarte multe proiecte, vă dau un exemplu, Educația la Înălțime este printre primele școli din județ care a fost cuprinsă în acest proiect, ulterior a fost extins și în alte unități de învățământ, la care adăugăm și alte proiecte derulate la nivelul unității de învățământ, care, iată, până la urmă se regăsesc în rezultatele elevilor.